Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc! Sunt Camelia Tița, prietena ta și astăzi la Gânduri cu Tâlc aș vrea să te îndemn să privești dificultățile ca pe niște oportunități. Ce înseamnă asta? De câte ori dăm de greu, ne confruntăm cu dificultăți, în general ne speriem și avem o atitudine defensivă, tindem să fugim, să evităm, să ne retragem de frică că eșuăm. Cam asta este frica noastră. Dragii mei, dacă privim dificultățile ca pe niște oportunități de afirmare, de a ne întări puterea, de a ne convinge încă o dată pe noi că reușim să facem fața acelor provocări, dacă privim aceste dificultăți ca pe o rampă de lansare în viitor, ca pe niște momente care ne pun la încercare puterea interioară și ca pe niște etape în viața noastră când creștem și devenim mai puternici, mai înțelepți, învățăm mai multe. Dacă învățăm să privim dificultățile în acest mod, sigur că vom extrage ceea ce ne conduce la dezvoltare și cu siguranță aceste lucruri ne vor face mai înțelepți și mai puternici. Dragii mei, dificultățile, toată lumea are dificultăți, de orice fel, ne confruntăm cu tot felul de situații, de experiențe de viață, că țin de sănătate, că țin de relații, că țin de job, diverse lucruri. Nimeni nu e scutit de dificultăți. În schimb, fiecare face față provocărilor exact din ce este, cum poate, cum gândește și cum alege să acționeze. Aceasta face diferența. Noi suntem aici să învățăm, să facem lucrurile mai bine și din acest motiv am ales această învățătură, acest îndemn din ghidul pentru o viață radiantă pe care l-am lansat la conferința mea Arta de a trăi frumos și sănătos. Nu uita la sfârșit, te las cu acest îndemn, privește dificultățile ca pe niște oportunități. Învață din ele, fă-le față și cu siguranță ele te vor ajuta. Te pup și să ne fie de folos!